Este a 26-a, au fost multe înainte, cu diverse teme, cu diverse, diverse proiecte. De ce, prin ce relevantă ediția de la mână? Cred că toate edițiile Festivalului European de până acum și evident cele care vor urma au fost și vor fi, sunt și vor fi relevante, pentru că, în primul rând, pentru că filmul european ajunge, cred eu, sau credem noi, cei din echipa festivalului, prea rar în țările noastre. Iar Festivalul Filmului European este un prim prilej foarte important al acestei primăveri, ca publicul din București și ulterior și din Timișoara să se bucure de film european. Al doilea motiv este, desigur, faptul că putem din nou să umplem sălile. Și din nou, acesta este un prim festival la care așteptăm publicul un număr cât mai mare. În primul rând din credința că filmul i-a făcut să fie văzut în sălile de cinema. Am avut o ediție hibrid la sfârșitul anului trecut, pentru că altfel nu s-a putut, dar credem cu tărie că singurul loc în care poți să te bucuri de un film, așa cum a fost el conceput de realizatorii lui, este sala de cinema. Ne bucurăm foarte tare că putem din nou să avem această experiență socială și care presupune faptul de a te bucura de film în condițiile pentru care a fost el conceput. Nu în ultimul rând, această ediție este, găsesc eu, un mod deosebit relevantă pentru că se desfășoară în plin război, nu o să zic conflict, ruso-ucrainean. Și când zic ruso-ucrainean, pare așa cumva că taberele sunt echilibrate sau că sigur că nu e așa. Trăim în niște condiții la care nu ne-am fi așteptat vreodată, iar vecinii noștri din Ucraina cu atât mai puțin, și ni se pare de datoria noastră să atragem atenția asupra situației din Ucraina, să-i ajutăm pe spectatorii noștri nu doar să se bucure de film european, dar în același timp să se bucure de film, european din Ucraina, recent și foarte recent. Pe scurt, să nu uite cum a fost Ucraina odată și cum poate ea redeveni la capătul acestui conflict absurd. Tema pe care am găsit-o noi, sigur avem focusul pe cinematograful ucrainean, avem 7 filme care fac parte din această secțiune. În sens un pic mai larg, sigur că sunt și alte filme care tratează chestiunea războiului și a conflictelor în general. Altfel, principalul criteriu a fost cel valoric. Ne-am dorit să avem o panoramă cât mai reprezentativă a filmului european, aș zice festivalier, dar sigur că nu ăsta e principalul criteriu, ca un film să fi fost prezentat în cadrul unui festival. Dar ne-am dorit ca filmul european reprezentativ pentru ceea ce este, de fapt, cinematograful european să fie prezent în sălile din București, dincolo de teme sau de cineaști anume. De asemenea, anul acesta vom avea în programul nostru, suntem foarte bucuroși să avem un film românesc, iar filmul acela românesc este Imaculat, care a fost prezentat la Veneția anul trecut și a câștigat acolo 3 premii foarte importante, dintre care unul este cel pentru cel mai bun debut. Mai mult decât atât, filmul va fi proiectat în sala Elvira Popescu pe data de 9 mai, o dată foarte importantă pentru festivalul nostru și nu numai, pentru noi toți ca europeni, în prezența unei părți din echipa filmului, și proiecția va fi urmată de o discuție și de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii echipei prezenți în sală. În același context, este important să vorbim despre faptul că festivalul reia tradiția ambasadorilor festivalului, iar anul acesta, de loc întâmplător ambasador, va fi Monica Stan, co-regizor al filmului Imaculat, care semnează conceptul și regia spotului festivalului din acest an. Este un spot care reia, sigur, în cheie umoristică, temele principale ale filmului ei și mulțumim pentru asta, și în care veți recunoaște mai multe nume foarte mari ale cinematografiei românești actuale.